Stella Popescu s-a născut pe 21 decembrie 1935 în localitatea Bălți din Basarabia. A reușit în cei peste 55 de ani de carieră să devină una dintre cele mai iubite actrițe a scenei românești. De-a lungul carierei a realizat cupluri celebre alături de Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel. Colaborarea cu Alexandru Arșinel a început în 1979. Aceasta a fost garanția umorului de calitate și în prezent, dar și în trecut, când testele scenetelor erau semnate de Mihai Maximilian. Costică? Da, mamă. Sună, Costică. Crezi? Da, chiar, văd eu. Dar de ce să vezi tu? Să văd eu. Da, mamă. Alo? A închis. Ce a închis? Telefonul, Costică. Când mi-a auzit glasul, a închis. Era mardare. Da? Și ce treabă are mardare cu tine? Păi, nu cu mine, cu Jenică. Vor să meargă mâine la pescuit, să prindă pești și bibani. Mm-hmm. Dar nu cu râme, cu musculițe. Așa. Săracele. Iubirea pentru teatru a început încă de la o vârstă fragedă, însă a început să prindă contur în 1956, când a fost admisă în echipa Teatrului Ministerului de Interne. În 1956 este admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar în paralel continuă să susțină spectacole de teatru. La sfârșitul facultății este repartizată la Teatrul din Brașov, acolo unde ajunge să susțină 400 de spectacole pe an. Stella Popescu a făcut o carieră și în televiziune. Tot în spațiul media, actrița care împlinește 80 de ani a jucat în seriale TV, cum ar fi Regina, Aniela sau Cuscrele. Spune-mi ce-o faci astăzi. Cozonașii. Ăștia-s cozonașca? Ia uite, sunt cruzbi dinăuntru. Uite-te. Cum coană, Chivo? E puf. E puf în capul ăla al tău prost de servitoare. Eu întotdeauna am vrut să fiu cei mai bună. Ia uite. Eu nu sunt servitoare. Și cum vrei să dărâi coca asta la oameni? Cum vrei tu să fac eu asta? Vrei să-mi crăpi obrazul de rușine? Fă-ți, hăi! A? Faci și faci tu, sultano, și iesă palaram. Coliva, unde e Coliva? E gata, că sunt trezită de la 4 dimineața. Dar niște dormi, fetiță, la 4 dimineața, într-o zi așa importantă casă. Aduci Coliva sau mă? Gata, conectivo. Gata, conectivo. Când îi luai o bătraiu și la de după sobă și te-ai trăzmi-vă două pischinari, vezi. Stella Popescu aniversează astăzi cei 80 de ani de viață, așa cum i-a plăcut întotdeauna, pe scenă, în aplauzele publicului.